Bună dimineața și bine v-am găsit la agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Daniel Alexandru, șef laborator agrometeorologie în cadrul ANM. Bună dimineața, domnule Alexandru! Bună dimineața! Ultimele zile din luna iunie în agricultură în sud deja s-a intrat la recoltat, la orzi, la rapiță, probabil în câteva zile și în celelalte regiuni se intră și la grâu. Ce le putem transmite fermierilor pe termen scurt pentru următoarele zile? Cum arată prognoza meteorologică pentru România, pentru la nivelul întregii țări? Și ce pericole ar fi pentru campania de recoltat, campania de vară a fermierilor români? Pentru culturile de toamnă, care au fost semănate în septembrie, mă rog, august, septembrie, octombrie anul trecut, este o perioadă în care principalele culturi se află la perioada de maturitate de plină, a început recoltarea. Într-adevăr, sunt niște auspicii din punct de vedere al fenomenelor meteorologice, datorită temperaturilor foarte, foarte ridicate din această perioadă. Astfel încât, coroborate cu lipsa de precipitații, care practic a durat din septembrie anul trecut până în prezent, cu foarte mici excepții, când au mai fost episoade de precipitații semnificative, solul se află într-un deficit puternic de umiditate. Seceta pedologică practic e instalată din toamnă și nu a dispărut pe cele mai multe suprafețe din România. Vorbim atât adică de secetă pedologică moderată, puternică și chiar extremă. Însă, aflându-ne aflându în perioada de aproape de recoltat, acest, să spunem, deficit, care totuși a avut efecte importante asupra stării de vegetație a culturilor, nu prea mai are un efect deosebit în preajma recoltatului. Cricum, combinele Plantele pot deja intra, sunt, da, pot intra, pot intra. Practic, din punct de vedere al momentului recoltării, este o perioadă optimă de recoltat, pentru că este de recomandat ca în această perioadă solul să nu fie umed. Plantele să nu fie umede, pentru că ulterior va da probleme în ceea ce privește depozitarea și. Uh, și parametrii Parametrii tehnici, parametri parametri tehnici de calitate. care uh, ar trebui să fie cam uh, în jurul acestor, uh, acestor uh, coordonate din punct de vedere meteorologic. Dar, pe tot parcursul sezonului de vegetație din septembrie până acum, am avut o toamnă foarte secetoasă, la fel o iarnă în care precipitațiile, care oricum nu mai erau în ultimii 5 ani în România, sub formă de. Nisoarea, nici măcar sub formă de precipitații sau la poviță, Nu am avut un anotimp rece, foarte secetos din punct de vedere a precipitațiilor. Aceasta este o, o noutate, ceva care e specific ultimilor ani? Sau specific există acestui o an, recurență? pentru că nu am mai avut ani în care, inclusiv pe parcursul iernii, chiar dacă nu au fost temperaturi scăzute, o, o iarnă tipică, totuși am avut precipitații. Chiar dacă nu sub formă de nisoare, totuși precipitațiile au venit. Fie că au fost sub formă de ploaie și la poviță, dar totuși au adus un aport. Perioada de iarnă este o perioadă în care plantele sunt în repaus vegetativ. Solul poate acumula, este perioada de acumulare a apei în sol pentru perioada de iarnă, astfel încât la reluarea vegetației în primăvară, plantele să aibă la dispoziție o rezervă satisfăcătoare pentru a-și desfășura principalele procese de creștere și dezvoltare, cele mai uh, costisitoare din punct de vedere al umidității. Uh, vorbim aici de înflorire, de înspicat, apare, uh, maturitate. Uh, în această perioadă, lunile aprilie, mai, sunt cele mai uh, solicitante din punct de vedere al precipitațiilor, al, de fapt al umidității de apă în sol, care ar fi trebuit să fie acumulată în perioada iernii. Sau, dacă era posibil, pe parcursul primelor uh, săptămâni din martie sau aprilie. Acest lucru nu s-a întâmplat, astfel încât, uh, practic, uh, Culturile de toamnă, vorbim aici de grâu orz de toamnă rapiță, au trebuit să descurce cu foarte puținul conținut de umiditate care l-a avut undeva la sfârșitul toamnei, începutul iernii, luna decembrie, practic nu am avut iarnă, în care au fost într-adevăr niște cantități de precipitații corespunzătoare pentru acea perioadă. Dar, din totalul celor 10 luni de care s-au scurs aproape din uh, sezonul de toamnă anul trecut până în prezent, uh, am avut... Uh, maxim 3 luni în care s-a atins normalul de precipitații. Raportat la 2020, care a fost, să zicem, din punct de vedere al SCT, un an pe care toți fermierii și-l amintesc cu groază, sau majoritatea fermierilor și-l amintesc cu groază, 2022 este mai bun sau mai prost? Din punct de vedere uh, al indicatorilor agrometeorologici care combină uh, indicatorii meteorologici cu situația din teren. Este un an aproape asemănător dar nu neapărat prin desfășurarea evenimentelor, ci prin impactul pe care îl are vremea asupra culturilor. Deci, este un an, un an în care, într-adevăr, este secetos, dar nu neapărat la nivelul solului și în atmosferă, dar și din punct de vedere al evenimentelor climatice. Dar trebuie să precizăm un lucru foarte important. Este o deosebire față de alți ani. În acest an, primăvara, care de obicei în lunile martie-aprilie sunt luni care nu au un uh, volum de precipitații semnificativ în istoria măsurătorilor. Am avut totuși niște, un aport de precipitații bun la începutul lunii aprilie, sfârșitul lunii martie, care a fost un, gut, un bun start pentru uh, culturile de primăvară. Și vorbim aici de porum, floarea soarelui, care uh, de obicei în această perioadă de primăvară nu beneficiază de precipitații și pornesc mai greu în vegetație. Dar anul acesta a fost totuși un aport bun pentru primii 10 cm în ceea ce privește precipitația și umiditatea din sol, astfel încât atât semănatul, cât și germinarea și uh, pornirea în primele faze de vegetație pentru gruși și, uh, por, pentru și floarea soarelui a fost foarte bună. Deci și vești bune și, și vești bune proaste. și da. Să concluzionăm la nivel de campanie de recoltat, o perioadă foarte importantă pentru fermieri. Acum se vede, practic, rezultatul muncii de aproape un an de zile. Nu se, adică e o vreme bună de recoltat, vorbim de o vreme, în general, călduroasă. Nu, nu ar trebui să fie probleme pentru ca combinele să își desfășoare activitatea în câmp, indiferent de regiune. Pe de altă parte. 2022, tot un an complicat, niște specificuri foarte, foarte noi și neașteptate și neobișnuite pe regiuni în momentul acesta. Cum stă situația? Vorbim de niște zone cu secetă cronică în momentul acesta, o mare parte din Moldova, vorbim de Dobrogea care e foarte afectată, mare parte din Muntenia, mare vestul, parte din Vestul, vorbim de Banat Crișana și Transilvania. În general, Transilvania era o zonă mult mai ferită, în ghilimele, de astfel de evenimente, vorbim de secetă pedologică, pentru că e o zonă mult adăpostită în Argul Carpatic și un climat total diferit față de zona extracarpatică. Dar există și zone foarte bine aprovizionate cu umiditate. Vorbim aici de o mare parte din Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei, în care, în alți ani, de asta vorbesc de o situație cu totul atipică în acest an, acestea erau cele mai afectate. Dar rămân în continuare niște zone uh, supuse la uh, acest risc uh, al secetei, și vorbim aici de Moldova, Dobrogea, Bărăganu. Și aici, și aici nici nu prea avem acces nici la irigație. Da. Uh. Este o componentă importantă irigațiile în viața oricărei, uh, oricărei culturi. Deoarece, așa cum asistăm cu toții la aceste schimbări climatice care nu mai sunt nici de 10, nici de 15, sunt de mai mult de 20 de ani, implică următorii parametri: O creștere substanțială a temperaturilor, nu numai în anotimpurile de vară, primăvară sau a, Aici, până la urmă, vorbim pentru toți telespectatorii. Da, 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 da. Sunt niște schimbări pe care deja... Putem pune degetul. Nu? Da, da, le simțim din plin, nu mai sunt Haideți evenimente le... episodice. Ați nu început mai sunt să le prezentați. Da. Deci, să avem temperaturi mult mai mari în ceea ce privește media lunii respective, nu numai vara sau primăvara sau toamna, cum eram obișnuiți, inclusiv iarna. Un lucru care a devenit, să spunem așa, o obișnuință, în ghilimele, și pentru acest anotimp, care este anotimpul rece la nivelul țării noastre, Apariția unor evenimente cum ar fi furtuni, vânt puternic, cu viteze care la zone de șes, depășesc 60-70 km la oră, care au un impact puternic asupra culturilor aproate în vegetație, în ceea ce privește culcarea lanurilor și, practic, a eroziune la nivelul solului. Avem a, precipitații a, în intervale foarte scurte de 24-48 de ore în cantități foarte mari, care la fel au un efect distructiv mecanic asupra părții vegetale ale culturilor, dar și asupra solului, iarăși ajunge la fenomenul de eroziune. Toate aceste evenimente meteorologice extreme, nu mai vorbim de grindină, care iarăși este un eveniment meteorologic periculos, distructiv, și pentru cultura mare, dar și pentru vițe de vie și pom-fructiferi. Toate aceste fenomene care, înainte să spunem, erau sporadice sau specifice unor anumite anotimpuri, de exemplu, acum Grindina nu mai este specifică în, doar în preajma anotimpurilor de vară-primăvară când sunt ploi scurte, și uh, automat vin astfel de fenomene însoțite. Nu, avem inclusiv toamna, inclusiv iarna avem episoade în care vântul este foarte puternic cu precipitații în formă de ploaie. Noi nu mai avem lapoviță și ninsoare în majoritatea zonelor de șez din România. Aceste evenimente nu mai sunt sporadice, nu mai sunt uh, la nivelul în care ne aducem aminte în care an sau în care lună s-a întâmplat un astfel de fenomen. Frecvența lor este mai mare, dar și intensitatea a crescut. Astfel de fenomene. Trebuie să ne obișnuim cu codurile portocalii și roșii da. mai mult decât era la, nivelul, în la nivelul anului trecut. a fost un record în ceea ce privește numărul de avertizări meteorologice, coduri de diverse, culo diverse culori, începând de la galben, portocaliu și roșu, cum au fost codificate de la nivel internațional. În România. Deci este anul 2021 cel mai solicitant din acest punct de vedere al evenimentelor meteorologice extreme. Aici nu vorbim de precipitații normale care se așteaptă, ci vorbim de apariția unor fenomene meteorologice extreme care în decurs de 24-48 de ore sau chiar mai puțin pot avea efecte destructive. Se știe foarte bine și de ploaia care a avut loc la nivelul zonei noastre în urmă cu aproximativ două săptămâni, în care a fost o cantitate foarte mare, în jur de 60-80 de litri pe metru pătrat în doar două ore. Când practic absolut tot ceea ce însemna scurgere de suprafață, vorbim aici numai la nivelul orașului, inclusiv pentru culturi, trebuie să ne gândim, că există o astfel de încărcătură care practic afectează în mod direct, în mod direct nu mai vorbim de căldură sau precipitații care în timp își manifestă aceste efecte asupra culturii, ci efect distructiv imediat în câteva ore. Astfel de lucru nu pot fi, să spunem așa, nu pot avea la dispoziția fermierilor un mod de Adaptare, cel mult să existe niște tehnici care să poată să contracareze acest lucru, nu se poate. Deci, practic, fermierii sunt nevoiți să includă în planul și managementul culturilor lor și apariția unor astfel de fenomene care nu mai sunt întâmplătoare, ci, practic, sunt uh, un lucru obișnuit. Deci, tot, asigurări, sistem de management asigurări al riscului, sistem, lui, da. da, tot. Crearea unor lucrări suplimentare, cum e cazul uh, unor precipitații De abundente într-o perioadă foarte scurtă, scurgere, lateral, scurgere pe partea laterală a rândurilor, uh, realizarea unor canale de evacuare a apei, uh, realizarea unor tehnici care să conserve mai mult apa în sol, și anume să se facă un număr redus de treceri cu utilajele, cuplându-se mai multe, una sau două. Lucrări împreună pentru a nu mai permite solului, care totuși are în adâncime o umiditate satisfăcătoare, să revină la suprafață, să se usuce, iar cel care e uscat să vină în adâncime. Astfel de lucruri, pe lângă o practică pe care am înțeles-o la fermierii cu care ne-am întâlnit și noi, pentru că avem foarte multe mese rotunde, dar nu neapărat mese rotunde, foarte multe consultări cu ei în ceea ce privește produsele de agrometrologie din cadrul acestui departament pe care le reprezint. Este că au început să-și creeze propriile bazine de colectare a apei din precipitații, care ulterior să poată fi utilizate acolo în zonele în care nu există acces la un sistem de irigații. Și practic să-și poată asigura o irigație din, din zona. Mai ales că acum există și tehnologie la picătură? Există, sau există. există. Adică... Tehnologia la picătură este o tehnologie foarte scumpă. Sigur. Poate fi utilizată cel mult în, în cazul pomilor fructiferi, viței de vie Sigur. și a legumelor, Sigur. pentru că sunt suprafețe mai mici. Sigur, când la cultura mare, e și greu mare să se faci irigație. E greu din pentru de că va fi o investiție foarte mare și e foarte. În acest moment, noi putem spune că deficitul cronic de apă din sol. Câți ani foarte buni din punct de vedere al precipitațiilor ar trebui să fie ca să recuperăm acest deficit? Pentru că, practic, am venit după un an foarte prost, 2020, după un an să zicem bun, 2021, și acum iarăși un an mai degrabă prost. Până la urmă, pe termen mediu, fără irigații, mai putem vorbi pentru cultura mare de un nivel rezonabil sau satisfăcător de. Al umidității în acest moment în, în sol Noi prin statistica pe care o realizăm Pentru Atât la cele cât și Pentru cercetarea pe care o dezvoltăm În colaborare și în consorții internaționale Cu partenerii noștri de la Celelalte servicii agrometeorologice din lume Am observat că nu există o ciclicitate Un pattern Dacă se poate spune mm -hmm. o cale Care apare la un anumit număr de ani În ceea ce privește desfășurarea Și apariția acestui deci fenomen Deci nu știm ce va fi nu putem să anticipăm, dar ceea ce suntem siguri din punct de vedere statistic este că uh, lunile din care încep se, începe să se prezinte într-un mod, uh, să spunem așa, uh, greu de uh, surmontat seceta, începe din primăvară și suntem în, foarte târziu în toamnă, la debutul iernii, uh, când practic avem în jur de 5-6 luni în care precipitațiile sunt uh, ori absente, ori foarte puțin. Uh, Semnificative asta pentru schimbă agricultor. viața fermierilor asta ce, schimbă, ce făceau acum 20 schimbă. de ani nu prea nu prea mai are rost să facă acum majoritatea lor din discuțiile pe care le-am avut și noi și din informațiile care ei ne, ne le furnizează pentru că avem un feedback foarte bun cu, uh -huh. cu dânsii au uh, început să-și adapteze atât perioada de semănat Uh -huh. Cum ar veni pentru culturile de toamnă să se facă un pic mai târziu, pentru a evita seceta care vine foarte puternic din vară și care pe parcursul toamnei în, în Adică strijină, ce era în manual acum. 20 nu mai există de acel an, manual, prea, pentru că, nu practic, prea mai nu se, se poate mai respectă. Aplica. Nu se mai respectă condițiile nici de mediu, nici condițiile de climatice, nici condițiile de sol din România, nu se mai respectă. Uh, cu ce era, să spunem, urmă, cu 30-40 de ani. Pentru că există și un deficit în ceea ce privește cartarea solului în România. Ultima cartare a solului în România s-a făcut în 1979-80. Deci, practic, toate piesele care le-au la dispoziție agricultorii, sol, climă, culturi, s-a schimbat. Și ei, practic, au trebuit să-și adapteze atât această perioadă, să spunem, considerată optimă pentru semănat, dar și utilizarea diverselor soiuri nu numai rezistente la secetă, și soiuri care să aibă o perioadă de vegetație mai scurtă, astfel că semânând mai târziu, în toamnă, să poată să recolteze puțin mai devreme sau aproximativ înainte de a se intra foarte rău în sezonul de vară. Nu prindă vârful să nu prindă de vârfurile secetă. de secetă, pentru că oricum fenomenul de secetă există indiferent de timp cum a fost cazul acestui an. Este primul an în care pe perioada iernii noi am semnalat fenomenul de secetă pedologică indiferent de gradul lui, chiar dacă era numai moderată. Noi nu am avut în ultimii 20 de ani din punct de vedere statistic al hărților de măsurare a umidității, pe care noi o efectuăm în cadrul laboratorului și pe care o validăm cu măsurători în câmp în 68 de puncte din țară, nu am mai avut iarnă în care să existe suprafețe de secetă foarte mari. Erau practic ceva existent. în primul an. Nu? Primul an în care, într-o iarnă, mare parte, cea mai mare parte a României, din afara Arcului Extracarpatic, a fost supusă fenomenului de secetă și nu s-a reglat pe parcursul iernii. Deci asta schimbă, practic, datele problemei? Schimbă foarte mult pentru că, practic, așa cum discutam, ei își, fermierii, își modifică tehnologie, Tehnologia. mod da. de a vedea lucrurile, tipuri de plante, tipologia culturilor care poate fi semănată sau cultivată în România. La fel și semănatul mult mai timpuriu pentru primăvară, dat fiind faptul că iarna nu mai are un punct de și în februarie și, practic, pe la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, încep să semene primele culturi, culturile din prima urgență de primăvară. Și, practic, la fel, inclusiv porumbul și floarea salului, anul acesta, din majoritatea regiunilor din care avem informații, s-a semănat mult, mult mai devreme, ceea ce astfel la fel, împiedică să se întindă perioada de vegetație mult până la sfârșitul lui august. Perderile forestiere, vedeți, este reprezintă o soluție, dar trebuie, o oportunitate. să fie un, trebuie să fie un compromis. Pentru că foarte puțini fermieri sunt dispuși să renunțe la o suprafață anume din terenul lor sau deci să găsească... trebuie să... niște programe care să-i da, stimuleze până la urmă sau să le dea ceva la schimb pentru Terenul pe care să zicem îl indisp indisponibilizează pentru. Ei au început, practic, să-și facă individual, prin angajarea propriei răspunderi, ca să spunem așa, dar lucrul acesta se întâmplă doar în cazul unor fermieri care dispun de niște suprafețe mari. În situația în care majoritatea gospodăriilor sau terenurilor agricole da. se situează până la 80% între 1 și 5 hectare în România, nu e cred complicat. că nimeni va reuși sau va face o perdea forestieră când are un hectar sau două. Vorbiți-ne un pic în finalul emisiunii despre uh, departamentul pe care îl conduceți și ce tipuri de servicii oferiți fermierilor uh, români și, în general, publicului interesat de zona aceasta de agrometeorologie. Da, toate produsele pe care le avem și le uh, realizăm în cadrul departamentului de agrometeorologie. Atenție, uh, scuze, vorbim aici de uh, Autoritatea Națională de Meteorologie. Administrația Națională de Meteorologie. Da. Toate produsele sunt este liber, în... La Liber nu există niciun autorită. produs contracost în ceea ce privește analiza și evoluția operativă zilnică a acestor produse, începând de la rezerva de umiditate care este prezentă pentru cultura mare, atât pentru culturile de primăvară cât și pentru cele de toamnă, evenimentele meteorologice care au impact asupra culturilor și anume evapotranspirația reală, Vorbim de vapotranspirație reală, nu cea potențială, care este un parametru independent calculat, aceasta ține cont de fazele de vegetație ale culturilor aflate în câmp, arșița de pe parcursul verii, temperaturile care depășesc maximul de 32 de grade Celsius, care este un prag biologic de rezistență al plantelor, de la care ele se ofilesc fie temporar sau o ofilire permanentă și practic cultura va suferi în mod uh, uh, decisiv. Uh, fenomenele de. toate aceste informații le pot accesa le găsesc gratuit sub formă de, de link pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, uh, inclusiv uh, uh, pe parcursul iernii, Frigul, gerul, uh, în primăvărarea, suma gradelor care uh, declanșează reînceperea și reintrarea în vegetație. Vorbeați că, de depend, 60... 68 de puncte, de puncte, puncte la în nivel care național, noi, nu? în fiecare săptămână, colectăm informații fenologice despre starea uh, culturilor, 80 de indicatori pe care îi recoltăm ca informație din uh, terenurile agricole, din înțelegele care le avem cu fermierii și uh, uh, care sunt situați în apropierea celor 68 de stații meteo. Uh, există un plan de extindere a acestor stații prin intermediul PNR-ului cu o suplimentare de până la încă 100 de stații, să avem cât mai multe puncte din care să colectăm aceste informații. Aceste informații se colectează local pe o platformă care se centralizează la București, din toate cele 68 de puncte. Odată la 10 zile de cadic se efectuează măsurători direct în câmp, în principale culturi agricole, în tot cele 68 de puncte, pentru circa 5 culturi agricole în care se efectuează uh, acest lucru. Toate acestea se centralizează și se materializează sub forma acelor produse, sub forma unui buletin și prognoză săptămânal care este upgradat zilnic cu informații noi, care în principal modifică condițiile meteorologice pentru culturile aflate în câmp. 13 culturile avem sub observație. În fiecare săptămână actualizăm aceste informații și sub formă de produse. Suntem prezenți și în media, și în televiziune, Sigur. și în radio, atât cu prognoze naționale, regionale și locale, și cu rezolvarea unor situații punctuale la solicitarea fermierilor, fermierilor de asigurare etc. Și acum o întrebare care e pe buzele tuturor fermierilor. Începe luna iulie în câteva zile. Vom avea ploi în, în iulie? Am vrea să fim foarte optimiști conform prognozelor care se, se anunță dar așa cum ne-am obișnuit astfel de episoade de precipitații sunt foarte rare pe parcursul unei luni cum este iulie. Din prognoza noastră nu se întrevăd să spunem așa precipitații semnificative dar vorbim aici de prognoză pe termen mediu și lung. Pentru prognozele de termen scurt care încep de la 3 până la 5 zile este posibil ca de fiecare Stător. dată să se schimbe condițiile climatice și pot apărea situații de cantități de precipitații care, să spunem, să compenseze cât se poate de puțin deci, deficitul de apă din sol. Și va fi o lună călduroasă, nu? O lună foarte călduroasă, e specific lunii, ca să spunem așa, totuși nu ca iunie, adică va fi mult mai călduroasă uh -huh. pentru că iunie, practic, a devenit cu niște temperaturi maxime peste normal către sfârșitul lunii. Iulie e o lună a lui Cuptor, e deci nu putem să sperăm la, să spunem, ameliorări. Totul este ca dânșii, ca și fermieri, să consulte informațiile de pe website-ul nostru și prin intermediul dumneavoastră și a celorlalte medii de furnizare a acestor informații. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Alexandru, pentru informațiile furnizate fermierilor. Punem punct acestei ediții Agrostrategia. Vă invit în continuare la o nouă ediție Fermierii României, două reportaje foarte, foarte interesante și utile. Sunt Vlad Macovei, să ne revedem cu bine mâine la orele 10.